Dar Borcea cum era după? Că știe toată lumea, la Victoria arunca cu bani pe voi, cum zicea, să palpați banii investiari. Dar la înfrângeri cum era? Păi la înfrângeri nu prea, păi se transforma. Ideea că nu prea vedeam, că se transforma, probabil stătea sus, pe acolo mai spărgea două, trei. Da, se enerva rău. Da, înțelegi? Și na, te întâlnești cu el a doua zi, dar nu prea vrei să te întâlnești cu el, era cam supărat. Și oricum, când mergeai pe holurile alea pe acolo, pe la birouri, dacă pierdeam vreun mes sau asta, toată lumea zicea da, da. Deci făcea urât Borcea la... Păi normal, era o echipă de, care a ținut suflet, bani, absolut tot. Nervi. Și nervi, să-ți dedici tot timpul din lume asupra... Că până la urmă era și un business. Normal. Și să vezi că nu-ți iese, indiferent ce ai făcut, salarii... Tu ai gândit că, până la urmă, ei făceau achizițiile jucătorilor. Normal.